Doamnelor și domnilor, să încep printr-o declarație. Iubesc femeia. Declarația anume aparține tuturor din totdeauna și este o declarație care, iată, la cine se referă de data aceasta, cu bucurie, la Vlad Miriță. Mulțumesc pentru că ești aici și pentru faptul că ai o agendă încărcată și ai reușit să ajungi, pentru că asta contează foarte tare, uneori ne ia valul. Mulțumesc lui Alin Mânzat că ne-a pus în legătură și mi-a spus, dom'le, ai grijă cum te comporți cu Vlad, pentru că este un suflet deosebit. Exagerat. Tocmai de asta, uite, m-a supradimensionat. Un om care este dimensionat în interior, poate să spună ca tine lucrul acesta. Nu întâmplător am început cu acest CD. Este un CD în care iubești femeia, ca să spun așa, și mai avea și o continuare? Povestea bărbatului interbelic. Povestea bărbatului interbelic. Da. De ce am spus povestea? Pentru că nu este o simplă înșiruire de cântece, este chiar o poveste. Adică cântecele urmează un parcurs. Da. Ele sunt în așa fel rânduite încât practic conturează o poveste și noi am numit-o Povestea bărbatului interbelic. De ce am făcut asta? Pentru că am observat că fiecare cântec are o poveste a lui, deci cu siguranță cântecul n-a răsărit din nimic, ci dintr-o poveste, deci a fost inspirat din realitate. Da. Și fiecare cântec având o poveste diferită, practic ne dăm seama că se poate construi un parcurs. Mi-am făcut un parcurs ipotetic, dar eu sunt convins că a existat parcursul ăsta și există și astăzi. Mă uitam că pe partea stângă avem de la 1 la 10. 10 este nevastă mea. Da. Zic, n-am văzut partea. Pe la mijloc. Se încheie la nevastă mea. Nu. Și continuă partea dreaptă. Da. Ultimul este Duma acasă, măi tramvai, da. Ceea ce e remarcabil și cu Zaraza și te reprezintă acele timpuri. Mă uit la tine și dă-mi voie să spun, chiar dacă ești un bărbat frumos și eu m-aș îndrăgosti de tine în alte condiții, dacă... Cum negociezi cu chipul tău, care este un chip frumos, atragi? Nu mai e chiar așa, eram... Acum vreo 10 ani eram mai... Bun, înseamnă că din mai bine un pic. Potențialul traumatic s-a mai rărit și s-a mai diluat un pic din capacitatea asta. Cum este? Pentru că nu e simplu. Uite, simt în tine, cum să zic, un suflet așezat, un om cum se cade. În momentul în care ai succes, ești pe val, oamenii te plac, femeile te iubesc, ca să zic așa, tentația de a trăi lucrurile astea, cum să zic, să-ți gonfleze eu și să... E firească. Cum te-ai descurcat? Și cum te descurci? Nu m-am descurcat. Te-ai încurcat. M-am încurcat, da. Am o mare admirație pentru oamenii care cunosc succesul și nu se îmbată cu el. Eu m-am îmbătat cu el. Și mă rog, încerc să-mi revin din când în când. Îmi dau seama că succesul e relativ, îmi dau seama că tot ce am eu ca dar, e dar de fapt, adică tot ce am eu ca și capacități nu ți aparține. Nu mi-aparțin, da. Îmi dau seama că în parcursul meu n-am niciun merit. De când am început am fost purtat așa, ba de mama, ba de profesorii mei, ba de prieteni, ba de oameni pe care am întâlnit în timpul drumului, care m-au purtat de la o etapă la alta și prea puțin am contribuit. Adică, așa, văd o grijă a unei mâini nevăzute în viața mea, a lui Dumnezeu, de fapt. Da, și îmi dau seama că orice moment frumos din viață sau orice succes purtat în știu ce context sau sale de spectacol, e o chestiune pe care nu mi-o pot atribui și atunci nu încerc să mă detașez de ea, adică nu,
nu iau în brațe așa cu mare mândrie. Cu mare, deși e greu. Cu recunoștință, da. Mă întreb, cum este să fii pe scena Eurovisionului? Ce senzații ai? Bun, când afli că ai ajuns acolo și... E o experiență plăcută pentru un artist. E o lume care... Are consistență sau ai senzația că e ceva derizoriu? Nu știu, nu e nici derizoriu, dar n-are nicio consistență serioasă, să zic, sau pe deplin serioasă. Este serioasă în sensul că, din punct de vedere tehnic, este foarte bine organizat totul. Adică de la aparatură, la scenă, la scenografie, la decoruri, la proiecții, tot este foarte bine făcut. Sunt foarte mulți bani implicați și atunci se cunoaște. În schimb, calitatea mesajului și a muzicii a scăzut foarte mult în ultimii ani, din ce în ce mai mult. Bine, e un trend general și atunci Eurovisionul nu face excepție. Dar a fost o experiență într-adevăr utilă și plăcută. Interesant ce spui, calitatea, consistența mesajului, profunzimea muzicii, la asta pe undeva a început să fie mai, cum să zic, să se... Da, nu este o chestiune, e o chestiune pe care o observăm cu toții. Da. Mi se pare că e o forțare așa, mass media se încăpățânează să promoveze niște mesaje pe care le tot repetă, profund sexualizate și profund materialiste. Sexualizat și materialist, adică care ține de concretul direct, fără niciun fel de tentă. Da, de chestiuni marginale mai puțin profunde. Și atunci, din păcate, tânăra generație asimilează mesajele astea și se comportă în consecință. Da. Sperăm că o vreme și nu toată viața. Asta înseamnă optimismul din tine. Da. Da. Premii și înainte de premii, în momentul în care stăteai pe scena Euroviziunii, știai și știi din tine că vocea ta este o voce care depășește registrul muzicii ușoare, este limpede. Cred că asta este o senzație foarte plăcută. Sunt puțini în situația asta totuși și cred că o școală de canto clasic, am auzit, în anumite cazuri devine o contraindicație pentru muzica ușoară, adică se păstrează genul de impostație. În cazul tău nu e așa? Dacă se merge numai pe o linie clasică, se pierde un pic din dulceața cântului, să zic așa, da. Este un pic mai agresiv, pentru că e și normal, cântatul pe scena operei, într-un spectacol de operă sau într-un recital, trebuie să treacă scena, trebuie să răsune, cum se spune. Nu mai știu cine povestea, un prieten, că un profesor de la Cluj spunea, băi, vocea nu trebuie să sune, trebuie să răsune. Răsune. Da. Uh-huh. Și atunci normal că se pierde din dulceața asta. În momentul în care cânti la microfon, trebuie să... Microfonul, cum să spun, captează chestiuni mai subtile. Și atunci trebuie să cânti în maniera asta. Nu reușesc foarte mulți. Pentru mine e mai importantă, să zic, sensibilitatea și tandrețea în cântat decât în volumul. Am văzut în Very Classic Marcel Pavel, da, Iordache Basalic și cu tine, da, da, că ai început în nuanțele acelea. Asta a fost nota ta aparte. Prefer așa, simt așa de fapt. Dar apoi ai revenit în spațiu clasic cât se poate. Știu că, mă rog, în stilul lui Marcel Pavel s-au luat de mână și au plecat. Tu n-ai știut că au plecat, da, nu mai au ce să caute, da, acolo. Da. Aia a fost o glumă. Da, întotdeauna o plăcere să cânt și cu Marcel și cu Basi, cu Iordache Basali, care este, din punctul meu de vedere, cel mai bun bariton din țară la ora asta. Și mi-e prieten foarte bun. Și este și un spirit foarte frumos, adică e un tip atât de vesel și de optimist și de energic tot timpul, indiferent de situație. Eu știu că a fost și în zona teologiei, ca să spun așa. A făcut seminarul teologic, da, sau da, a făcut... Da.
sau nu mai știu dacă a făcut și seminarul, în orice caz a făcut facultatea de teologie, dar n-a terminat-o. Uh-huh, uh-huh. Din cauza faptului că intrase la operă, a avut un pic de conflict de program, adică nu prea avea timp să meargă la facultate și atunci a întrerupt. Și aici fac o paranteză, scuză-mă că nu să te mai întreb. Așa. Nu, că trebuie să discutăm, pentru că dacă nu mă oprești și vorbesc în continuu, excelent. Și nu știu dacă am găsit un clip în care vorbeai despre ora de religie și importanța ei și evocai ceva legat de un moment în care tu ai cântat în locul colegului de bancă, nu? Da, păi mă rog, am susținut, filmulețul a fost într-un context, contextul a fost campania pentru promovarea, pentru că acum lucrăm într-o societate comercială aproape tot, adică orice faci, orice propui, trebuie să marketezi, trebuie să vinzi. Și am ajuns să marketăm ora de religie, pentru că a fost pusă în discuție, a fost contestată și atunci am simțit nevoia să mă pun de partea susținătorilor, pentru că întreagă polemică aici mi se pare total exagerat. Și am povestit în contextul ăsta, din punctul meu de vedere, ce s-a întâmplat cu viața mea și legat de ora de religie. Și, și anume că eu acolo am fost descoperit de părintele profesor, care în clasa 6 eram, la ora de religie, ne-a scăpat un pic din mână la oră și ca să ne recapete atenția, ne-a propus să cântăm pe rând, așa, adică ne-a provocat, cine știe ce se cântă de Paști la biserică? Hristos a înviat, da, și am început să cânte. În fiecare clasă de copii, acum mă uit la ei și acum îmi dau seama, puțin îi anticipez, că unii mai îndrăznesc, știu eu, așa, și am început 2-3 să cânte, după aceea, tu știi, și ne-au luat așa pe rând. Și l-a numit pe colegul meu de bancă, Marin Lucian, care stă în București de foarte mulți ani deja, este un informatician de excepție, dar cu muzica n-a avut niciodată nicio legătură. Și eu știam lucrul ăsta și m-am început să râd dinainte să înceapă el să cânte și tot insista să nu-l pună să cânte, că nu poate să cânte și nici nu știe. Cum știa ce știa, profesorul a insistat și până la urmă a îngânat el ceva săracul acolo, dar rău de tot. Și eram pe jos de râs, sub bancă eram. Și atunci profesorul puțin contraria, părintele profesor, și dar tu de ce râzi așa, ce te crezi mai breaz? Și m-a pus să cânt și probabil că nu-mi dau seama cum îi fi cântat, habar n-am, dar probabil că am respectat, probabil și venind după el care a cântat foarte prost, i-am părut un pic mai... Cu stilul meu, cum să zic, de o îndrăzneală remarcabilă și mă felicit pentru asta, mai ții minte cum ai cântat? Ai putea să reproduci momentul? Nu mai știu cum am cântat, dar știu ce am cântat, Hristos a înviat din morți, dar ce se cântă la troparul învierii Domnului, parcă așa și, se numește. Și știai linia melodică? Da, că a fost de Paște la biserică, la înviere. De multe ori eram copil la țară din partea mamei, la bunicii din partea mamei, în comuna Urseiu, județul Dâmbovița. Era un obicei foarte frumos de înviere. Se făcea focul în curte, în curtea bisericii. Se făcea focul. Și noi copiii și cei mai tineri, care n-aveam răbdare să stăm până dimineața la slujbă, mai ieșeam la foc afară, mai stăteam de vorbă, mai glumeam, mai râdeam. Foarte interesant. Și dimineața, la prima oră, când se termina slujba de înviere, se dădea Paște, care însemna o felie de pâine sfințită cu pește marinat. Așa de bun era, mi-aduc aminte, da. Și stăteam la coadă de vreo 3-4 ori, schimbam gecile între noi să nu ne recunoască, dar ne știau oamenii din sat. Tu ai mai stat odată? Nu e adevărat. Să mâncăm peștele ăla, da. Și normal că am reținut troparul învierii. Hristos a înviat din morți cu moartea, premoarte călcând, că toți suntem în postul Paștelui acum și așteptăm învierea. Ce frumos! Uite, sunt niște imagini care provoacă nostalgie chiar celor care te ascultă, o nostalgie a propriilor lor copilării. Aici spui și despre o lume, cum să zic, o lume a satului, care este o lume nebetonată. Da, este o lume care, din păcate, este și ea afectată acum de mass media, de ce propune mass media, dar să sperăm că își revine. Adică
mai rar am găsit acum atmosfera la sat pe care am cunoscut-o în copilărie. Revii în satul unde se mai face focul acum, mai știi? Acum locul unde se făcea focul este plin de morminte, pentru că cimitirul s-a umplut și în curtea bisericii iar s-au făcut, deci atunci era gol, era clopotnița lângă biserică, mi-am amintit, și după aia numai iarbă. Și acum s-a umplut de morminte, mi se pare că se face la intrare, n-am mai fost de mult de înviere la țară acolo. Mm-hmm. Am mai fost, bunicii mei au murit, bunicul meu a murit acum vreo 7 ani, iar bunica mea a murit anul trecut, imediat după, după Paști. Dumnezeu să ierte. Dumnezeu să ierte. Și n-am mai fost de înviere. Acolo am fost la o liturghie într-o duminică cu un prieten, pentru că îmi căutam pământ. Apropo. Așa, vreau pământ, da. Da, îmi căutam pământ, ce vorbeam înainte de emisiune. Uh-huh. Și am început cu locurile copilăriei mele, că am vrut uh-huh. să rămân oarecum în zonă. Și n-am găsit spre... Dar asta e un semn bun, Vlad. Oamenii nu-și vând pământul. Da, m-am bucurat. Da. Chiar m-am întristat pe de-o parte că n-am găsit acolo, dar m-am bucurat că nu și-l vând. Asta e semn bun. Dar, mă rog, nu se poate aplica sau nu se poate regăsi asta peste tot. Sunt oameni foarte mulți care și-au vândut pământul, care vor să-l vândă sau care îl vând în momentul ăsta. Din câte știu, cam o treime din suprafața agricolă din România s-a vândut. O treime. Da. Uite, spuneai niște lucruri interesante și e important să avem o privire asupra, cum să zic, o meta-privire asupra. Deci vezi de unde mai aduci și unde am ajuns. Da, 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 foarte bine, foarte bine. O treime din suprafața a fost vândută, de, numai e deținută de români, și da. Apoi câte avorturi au fost, că da, și asta e o cifră. Da, da. Peste 22 de milioane numai la stat am aflat. Vorbeam cu un om care se ocupă de problema asta, a fost preocupat încă din anii 90, imediat după Revoluție, părintele Tănase de la Valea Plopului, care astăzi are în grijă peste 400 de copii. Da, da. Începând din 90, când s-a legalizat avortul, el a dus această luptă împotriva avortului. Luptă în sensul că mergea prin spitale și încerca să convingă mamele tinere care vreau să facă avort din diferite, știu eu, considerente, adică ba aveau probleme cu părinții, ba cu partenerul cu care... Ba. Și pe cât a reușit să le convingă să nu facă avort, a preluat el copiii și i-a crescut. Este o istorie remarcabilă. Au putut remarcabil. Să și ia mai târziu dacă au vrut, cine nu, pur și simplu au rămas acolo. Și avea foarte mulți copii la om. Și are, are peste 400 acum. 400 de copii. Peste 400, da. Da. Au trecut pe acolo, mă rog, acum ce vreau să zic ce este acum în tabăra de acolo, dar s-au perindat, nu știu, probabil că peste 2000 și ceva de 2000 de copii, pentru că unii s-au mai căsătorit, au mai plecat. Da. Cei care au fost născuți în 90, salvați de la avort, astăzi au 25 de ani. Da. Peste 20 de milioane de suflete care, iată, populația României... Da, și de la părintele Tănase am aflat că statistica spune că în spitalele de stat, în clinicile, în spitalele statului, s-au înregistrat peste 22 de milioane de avorturi. Iar clinicile private nu raportează, deci bănuim că probabil poate chiar dublu, ceea ce este un număr. Suntem pe primul loc în lume. Pe primul loc în lume. Da, sau în Europa cel puțin, sigur. Vorba, lume, putem să vedem pozitiv lucrurile, măcar ocupăm și noi primele locuri din când în când. Și asta am pornit de la focul din curtea bisericii, care nu mai are loc acum, pentru că sunt morți. Da. Da. Și de la lumea aceasta, cumva, nu pierdută, dar oricum, care un s-a destrămat, dar rătăcită. Da, tu recrezi acea lume prin faptul că ți-ai găsit pământ până la urmă. Da, mi-ar plăcea copiii mei să trăiască, să aibă măcar o parte de copilărie așa cum am avut eu. Măcar în parte să pot să le recreez acel decor, acea atmosferă care am avut eu în copilărie. A fost superb, deci am avut o copilărie de vis. Erai năzdrăvan? Erai zânatic, vorba? Eram. Aveam așa perioade în care, da, făceam tot felul de trăznăică. E și un spațiu foarte ofertant, da, satul, da. Adică sunt o grămadă de lucruri pe care le poți face și le
le-am făcut, plin de cicatrice peste tot. Îți vine în minte top trăznăi? Cea mai așa, asta... Da, sunt o grămadă. De exemplu, am făcut odată la bunicii din partea tatălui. Petreceam vacanțele împreună cu verișoara mea mai mare și cu vărul meu mai mic. Și ea era tot așa foarte imaginativ, așa, îi veneau tot felul de idei din astea. Mintea era ca o mașină de aia de popcorn. Săreau ideile, uite așa. Și comparație simpatică, da. Și odată, într-un an, primăvara, când au ieșit puii după ce au avut câteva cloști, în anul ăla au ieșit foarte mulți cocoși. Mulți, nu știu, erau vreo 10-12, nu știu. Și spre toamnă, așa, au început să se alerge, să se bată. Și într-o zi ne-am gândit noi ce să facem să se potolească și i-am îmbătat pe toți. Îi prindeam, unul ținea și unul turnat pe gât, țuică. Și am făcut terci pe toți. Și când a venit bunica mea seara de la câmp, nu ne-a fost frică să zicem ce am făcut. Ea nu înțelegea ce s-a întâmplat cu ei, că țopăiau pe acolo, ba, stăteau, ba, săreau, ba. Și a crezut că s-a întâmplat ceva cu ei, că s-au îmbolnit și i-a tăiat pe toți. Da. Și după aceea i-a spus ce a făcut. Măcar săracii și-au avut sfârșitul, în stare de exuberanță. Da, așa. N-au înțeles ce s-a întâmplat cu ei, da. Da. Ce face acum mașina de popcorn, ca să zic așa, acum? Verișoara mea este plecată în străinătate, n-am mai văzut-o de ceva ani. Da. Are doi copii. Da, vărul meu, în schimb, fratele ei s-a întors în țară, am insistat foarte mult să se întoarcă. Pentru că la țară casa bunicilor a rămas oarecum nelocuită, bunica mea din partea tatălui încă trăiește, dar stă mai mult pe la noi, pe la Târgoviște. Uh-huh. Și avem un pic de pământ acolo și se pot face lucruri și s-au întors și s-au apucat acolo de reorganizat, de replantat grădina, de... Da. La Voinești, zonă pomicolă de cu mere. La Voinești, da? Da. Iau, da. Stațiunea de cercetări, da, celebrele mere și faptul că s-a ales praful de tot ceea ce a însemnat. Din păcate, dar sper că după anii ăștia și văzând cam cum au decurs lucrurile, simt și văd o oarecare sete de ordine, așa, de oamenii s-au cam săturat de superficial. O parte dintre ei, adică o parte au început să-și ia viața în mâini, să nu mai aștepte nici de la autorități, nici de sprijin. Să aștepte de la ei înșiși, eventual. Da, chiar am un vecin acolo cu care am copilărit. Este, cred că, cel mai mare producător de mere din sat. Deci a cumpărat foarte mult pământ și a și arendat foarte mult, nu știu, foarte mult pământ și are... Vagoane, nu știu, de mere face fiecare an, da. Da, da, aici ai o altă discuție. E și muncă foarte mare, sigur, muncă extraordinară. Da. Dar oameni care muncesc. Și produc ceva concret bun. Da. Este un moment în care oamenii ar trebui să învețe să se organizeze. Eu sunt foarte pasionat de agricultură, foarte pasionat. Poate și pentru faptul că am copilărit la țară și... Da, sunt foarte pasionat pentru că în agricultură... ai rezultate concrete pe termen mai scurt. Și eu am observat asta, că asta îți dă, de fapt, cred că de aici venea liniștea oamenilor de la sat. Faptul că aveau proiecte pe termen scurt pe care le finalizau și atunci ai o satisfacție continuă pe care trăiești. Un ciclu sezonier, nu? Exact. Sezonier sau faptul că ai în gospodărie, nu știu, niște mici probleme, abar n-am, ți se rupe poarta sau gardul, te duci și repari, a doua zi ai reparat-o, te uiți, uite, am terminat treaba și te duci acasă liniștit, te culci. Fericit că ai făcut o treabă bună. Pe când noi la oraș avem proiecte pe termen foarte lung. Și asta este foarte apăsător și foarte frustrant. E foarte interesant ce spui. Practic sunt timpuri diferite. Timpul orașului este un timp nedefinit, al satului este un timp în care se petrec lucruri, o dinamică mai bună. Muncești fizic, te implici, pui mâna pe treabă la propriu și se vede. Și rezultatele care se văd te satisfac, îți dau o satisfacție. Și asta e culmea. Zic, domnule, eu nu îmi cumpăr casă, rămân în bloc, că în casă tot timpul se strică ceva, se strică poarta și trebuie să o repari. Iată, orășanul nu pricepe că e foarte important să ți se strice poarta. Da, ca să poți să o repari, să te bucuri că ai reparat. Asta este viziunea mea, concepția mea, nu știu, filosofia mea de viață. Asta am observat, că dacă ai proiecte pe termen scurt, care le finalizezi,
trăiești o bucurie din asta, cum să zic, foarte palpabilă și, și vie. Da. Și asta se răsfrânge asupra, nu știu, calității vieții, dacă vrei. Adică nu contează de mult în ce mașină te plimbi, cât bucuria cu care te plimbi. Da, știi? Bucuria și asta nu ți-o dă mașina. Da, și degeaba te plimbi într-o mașină foarte scumpă dacă tu ai un credit pe 7 ani pentru ea sau pe 5 ani și de fapt tu te plimbi cu ea, dar trebuie să plătești lunar o sumă care... Și ți-a manetat viitorul. Exact. Nu mai zic de apartamente, că iară este o discuție foarte... tragedie, da. E chiar o tragedie, da, pe dreptate. Să ai un credit pe 30 ceva de ani. Acum a venit și criza, ți-au scăzut prețurile, dar banca, de fapt, te taxează tot la suma inițială, pentru că iar e o problemă foarte interesantă. Am aflat că în Spania... cei care nu mai puteau plăti creditul la apartament, chiar dacă, să zicem, că au achiziționat un apartament la 100.000 de euro evaluat inițial și astăzi poate valorează 60.000, dacă tu ai plătit, nu știu, 4-5 ani, probabil că ți-ai plătit dobânda și încă puțin din credit și nu mai poți să plătești. Banca vine și ți-a casa și zice, da, păi casa astăzi valorează 60.000, tu n-ai plătit cam 5.000 din credit, ți-am luat casa, plus 60.000, plus aia 5.000 pe care ai plătit și ai 5 și mai să ne mai dai până la 100.000 diferență, 35.000. Și în Spania am înțeles că dacă ți-a luat casa, gata, s-a închis și creditul, adică nu mai contează diferența asta de preț. În România nu, contează. Deci în România poți să mai plătești creditul, dai casa și mai rămâi cu vreo 30-40.000 diferență. Lucrurile astea sunt foarte greu de înțeles, pentru că sunt două lumi paralele. Una este lumea pământului și a producătorului agricol, care este o lume cu altă ordine și așezare, în care știi cât te întinzi, cât ți-e plapuma, totul e sezonier. Și lumea asta în care este incredibil din ce? Din niște așa zise mecanisme economice, ajungi sclav pe viață, deși te-ai înțeles diferit la început. Dar ți-ai vândut viitorul, iar viitorul e incert. Și e diferit. Cum vezi tu, ca să revenim la pământul pe care l-ai cumpărat, la satul tău, satul Vlad Miriță, pionierul de acolo, și ai spus că se strânge comunitate. Da, am convins o parte din prieteni să se alăture și chiar din pământul pe care l-am luat le-am dat și lor o parte și intenționăm să mai achiziționăm prin jur și să facem o mică comunitate acolo. E un vis. Unii spun că sunt nebun, că e foarte greu de realizat. Da? E și pădure? E și pădure, da. Și îmi doresc foarte mult. Mi se pare că revenim un pic la firesc. Așa simt eu și simt și ei, pentru că de-aia ne-am și adunat unii lângă alții, pentru că cumva simțim la fel. Da. Nu e o chestiune generală, sunt mulți oameni care nu consideră asta un drum de urmat neapărat sau de apreciat. Dar, în orice caz, vreau să zic altceva înainte, legat de sat și de... asta vreau să zic. Cum văd eu satul? Uite, aș vrea să zic cum văd eu satul în momentul ăsta, cum era și cum ar trebui să fie. Dacă ar fi să facem o radiografie așa pe ultimii, să zicem, 100 de ani. Satul românesc înainte de războaie și până după al doilea război mondial a fost un sat foarte bine închegat, foarte armonios, foarte eficient și asta se observă în toată cultura pe care noi am moștenit-o și ne uităm în cultura tradițională românească. În muzică, dans, costume populare, dacă ne uităm atent, o să observăm chestiuni foarte elaborate. Ori chestiuni foarte elaborate nu se pot realiza decât într-o tihnă, într-o liniște, într-o bună rânduială. Da. Altfel, noi de asta nu mai putem să facem lucruri extraordinare la oraș, pentru că ne grăbim, facem multe chestiuni, sigur, dar nimic, cum să spun, nimic valoros sau prea puțin
lucruri valoroase. De ce? Pentru că nu avem timp să aprofundăm. Uh-huh. Facem timp. Foarte multe lucruri, dar nimic de mai multe ori ca să poți să devii, nu știu, bun. Nimic nu se poate face fără repetiție, să faci bine. Și atunci viața la sat, fiind foarte așezată, lucrurile erau foarte clare, omul avea o viață la dispoziție în care să se manifeste liber. Deci fiecare prindea cât un drum, își găsea cât un meșteșug, își găsea cât o, nu știu, unul cânta frumos, altul broda, altul era un foarte bun meșteșugar, abarnam, fierar, dulgher, nu știu. Și de acolo vedem, dacă mergem la Muzeul Satului în București, că e foarte la îndemână, să vedem cât de tali și cât de bine erau construite lucrurile. Și acum îmi vin ideile în cap și mie ca popcorn. Dacă ne uităm în noile tendințe sau în construcții, de exemplu, se revine cu foarte mult entuziasm la construcții de genul construcții din paie sau de lut. Casa din baloți, da, de paie, de 1000 de euro, exact. 70 de metri pătrați, exact. Circulă pe Facebook. Exact. Chestiuni, da. Dacă vorbești cu un bătrân de la sat, el poate chiar stă într-o casă de genul ăla construită acum vreo 10 de ani. Excepțională, da, sigur. Casă din paiantă sau case care sunt foarte sănătoase, pentru că respiră pereții din lut și așa mai departe, elemente naturale, fără vopseluri chimice, fără... Știu cum îți faci casa la moșie. Cam așa îmi doresc, da, cam așa. Nu prea avem, nu mai știm să facem. Deci eu ca să vreau să fac chestia asta, pentru că îmi doresc să o fac, am niște idei vag așa, dar trebuie să te duci să practici chestia asta odată de două ori ca să poți să asimilezi informația, să știi. Bordeiul. Tehnica, da, bordeiului, tehnica... Da. Uite, asta ar fi o idee de... Și studiez foarte mult, pentru că de câte ori am timp, mă uit, ori pe teme agricole, ori pe teme de, nu știu, construcții sau așa mai departe. Chestiuni atât de simple care se pot învăța, dar noi nu le mai știm, pentru că ne-a rupt de natură și de informația de la bătrâni. Și asta e o poveste, pentru toată societatea ne-a condus acum către ruptura între generații. Eu mi-aduc aminte că eram foarte interesat să plec o dată de acasă, să mă rup de părinții mei și de bunici, de tot, și să iau de la început o viață nouă după mintea mea. Seacă la vremea. și acum îmi dau seama cât de important este să trăiești alături de părinții și de bunicii tăi, dacă te iei în preajmă. Deși ajuns cu ei și înveți foarte multe de la ei. Ruptura asta între generații, practic, te suspendă. Da, te suspendă. Și nu ai de unde să tragi nimic, nicio informație. Rădăcinile sunt... Da. Cât de important este să preiei o informație, să nu mai stai tu să o găsești după ani de zile de dat cu capul de pereți, să-ți dai seama, uite, bă, așa trebuie să fac. Când poți să-ți iei informația asta de la un bunic sau de la un părinte, foarte ușor. Descoper în tine, cum să zic, un om al pământului, de fapt. Da. Și mă gândeam acum, cred că da, te văd ca un om al pământului în domeniul tău regal, ca să, orice domeniu regal este un domeniu al pământului, cu pădurea în spate și cântând, ia să vedem, ce ai cânta acolo? Pentru cine? Pentru copaci? Pentru copacii tăi sau pentru câmpul tău? Ce ai cânta câmpului? Nu știu, mie îmi place când vine primăvara, are Tudor Gheorghe o baladă, se numește, cred că, balada haiducească. E, spune cam așa. Primăvară, muma noastră, ia zăpada de pe coastă și bruma de la fereastră. Când aud asta și când văd frunzele, super, că încep să iasă din muguri. Și frunzele ies mai repede din muguri ca să te auzi. Da. Vlad, zine, da, aia, da, dar lui Tudor, da, care sună așa frumos. Da. Așa, și să revin, că asta spuneam, lăsat, că te deviez. Îmi cer scuze că sunt foarte alunecos așa. Omul pământului alunecos, da, pentru că nu s-a uscat. Da, n-a venit primăvara, că lumea chiar, uite, acum, în loc să fie soare, a plouat afară. Ce vreau să spun, de fapt, este esențial. Lumea satului, față de cum era, o comunitate foarte strâns, interconectată, foarte vie, oamenii se ajutau între ei. Țin minte că am aflat de la o prietenă din de lângă Făgăraș,
care afla și el la rânduit de la o bătrână, în cât timp se construia o casă. Dacă doi tineri se căsătoreau, nu aveau voie să plece de acasă până aveau o casă a lor. Adică începeau viața cu demnitate, nu să se ducă pe undeva, să-și iau o chirie, să vedem de unde mai facem niște bani, că luna viitoare ar trebui să plătim chiria. Nu. În cât timp plecau de acasă, în casa lor. Da. Toată comunitatea se coaliza pentru proiectul ăsta. Fiecare cu ce se pricepea. Unul era dulgher, altul era tâmplar, altul era, nu știu, fierar. Femeile făceau mâncare, făceau un fel de tabără de muncă și în cât timp crezi că se făcea o casă? Să nu-mi spui că în două săptămâni. O săptămână. O săptămână. Da. Într-o săptămână. Și acum dacă îți dai seama ce forță avea proiectul ăsta pentru tinerii care se mutau în case. Îți dai seama toată comunitatea care a participat la construcția casei tale. Cum te comporți în satul ăla? Pentru că oamenii au participat la construcția casei tale. Și acum dacă ne gândim că numai, cum zice, autorizația de mediu durează o lună de zile, iar tot dosarul ca să-ți construiești, pentru că știm bine civilizația... unde am ajuns? Se numește civilizație lucrul ăsta. Un tank de hârtii versus o săptămână făcută casa. Da. De oameni care știu să facă și așa mai departe. Lucrurile astea s-au distrus în perioada de după al doilea război mondial. Comunismul care a venit și a distorsionat tot ce era frumos în relațiile dintre oameni, de fapt. Asta s-a distrus esențial. S-a distrus încrederea dintre oameni. Spiritul comunității, de exact. Fapt. Și atunci, asta ne lipsește acum și vedem că atât de greu reușim să reparăm. Până și în străinătate auzim că românii, în loc să se ajute, se, nu știu, mai repede... Concurență... Da, mai repede concurează sau preferă o ceartă decât un dialog constructiv sau... o relație de întrajutorare reciprocă. Și asta se întâlnește și la noi și în satul românesc, pentru că dacă avem o problemă, avem o problemă că oamenii nu se asociază sau foarte greu lucrează împreună. O asociere corectă pe care la care să știe valențele, da? Asta este un model pe care dacă l-am pierdut și mai greu îl luăm din trecut, pentru că l-am avut și noi, măcar ne putem uita peste graniță în toată Uniunea Europeană, în toate țările dezvoltate, să le spunem. Eu nu le consider dezvoltate decât din punct de vedere al infrastructurii și financiar, dar... E bună precizare. Dar nu este, să zic, suficient. Dar ei, cel puțin în domeniul agricol, au exemple pe care noi le putem observa oricând de asociații care funcționează exemplar. Asociații care... practic adună produse de la mai mulți producători, le standardizează, adică le aduc la un numitor comun și duc pe piață un produs cu plus valoare extraordinar de mare, care se răsfrânge, bineînțeles, asupra celorlalți. Adică oamenii s-au adunat, dau un exemplu, să zicem vestitul jambon de porc pe care îl face și Italia, îl face și Spania. Sunt mai mulți producători, fiecare cu câți porci poate să producă, se fac jamboanele, se duc la același abator, sunt aceiași care le tranșează, le supun întregului ciclu de producție, nu știu, dau sare, le usucă și așa mai departe. Este un om care testează, deci un om angajat de acești producători. Este o infrastructură care deservește toți acești producători ca produsul respectiv să ajungă la un nivel unde se poată purta cu el o plus valoare extraordinar de mare. Și aparține cumva tuturor acest spațiu de producție. Uite, la Voinești am auzit că și-a cumpărat cineva cea mai performantă mașină de stors, mere, nu știu ce să facă, și toți sunt se duc la el. Sunt mai mulți acum, da. Sunt mai mulți, dar nu, toți separați. Nu ai senzația de spirit comunitar. Da. Pentru că îți dai seama ce s-ar putea face acolo. Pentru că, iară, o discuție întreagă. Merele n-au preț, subvențiile sunt diferite la noi față de străinătate, de ce? Sigur că ne pomenim cu merele alea din toată lumea. Dar putem face din ele suc de mere. Sunt mere tone, vagoane, unele se strică. Da, se strică. Că oamenii preferă să mai aștepte puțin, că poate prind un preț mai bun și așteptarea asta înseamnă merele sunt o marfă perisabilă și înseamnă pierderea unor cantități serioase. Și, sigur. Și atunci asta s-ar putea transforma în suc de mere dacă și-ar da mâna și-ar face împreună
o investiție, bineînțeles, cu fonduri europene, o investiție serioasă să poată să facă un produs într-adevăr performant. Pentru că ei fac într-adevăr sucul de mere, este într-adevăr bun, nu este marketat, nu arată foarte bine, vine niște peturi la piață. Asta este o altă problemă. Arată perfect și conținutul e zero sau nu arată deloc bine și conținutul este excepțional. Din 100%. Păcate trăim într-o societate care este obișnuită cu marketingul. Dacă marketing produsul nu este marketat, nu are plus valoare. Deși el e valoros. Da. Este și o oportunitate, pentru că noi avem această capacitate de a distinge, dacă ne documentăm puțin, niște produse de valoare, chiar dacă nu poartă niște costuri suplimentare pentru marketing, dar marfa ar avea argumente să coste mai mult. Și noi putem repera lucrurile astea. Eu o fac deja. Uite, adică... acum, de la măr la tine, nu poți să nu te întreb. Tu ți-ai pus problema cum te marketezi tu pe tine? Sau ți s-a pus problema asta? Pentru că cred că e un joc interesant tu cu tine însuți. Tu știi lucrurile astea, tu ții de esențe, ții de lucrurile autentice. Și cu toate astea, poate să vină acum Iisus Hristos și dacă nu este, ni se face rebranding, probabil că mi-e greu să mă marketez eu pe mine. Da. Pentru că ține de... refuz să mă evaluez foarte des. E o discuție pe care nu prea am purtat-o. Da. Bun, dar sunt ceilalți din jurul tău care te... O fac într-o oară în care încerc să comunic. Acum avem această posibilitate de a comunica liber pe internet. Da. Ceea ce nu exista acum câțiva ani. E foarte interesant și foarte... este o oportunitate pe care n-am avut-o până acum, de curând. Și mă manifest, cum să spun, liber, adică eu comunic cam aspecte care mă interesează sau care mă preocupă. Și atunci oamenii văd, trag o concluzie, habar n-am. Cam în felul ăsta mă marketez, dacă se poate spune. Adică mă manifest liber, cum vorbim noi doi acum, numai că acolo au acces mai mulți oameni la informațiile astea. Dar refuz să fac, nu știu, construcții din astea care să de fie imagine. Departe de tine. Adică dacă am făcut ceva, asta am făcut. Îți propun să revenim puțin la orașul Târgoviște, cetatea Târgoviștei și la ce a însemnat festivalul, tomnaticul festival al crizantemelor și la mama ta te imagina la un moment dat ca fiind unul dintre cei care aduc muzele oamenilor prin artă. Da, povestea cu Festivalul Crizantemelor de Aur, deși n-am participat niciodată la Festivalul Crizantemelor de Aur, în schimb am fost invitat în recital de câteva ori. Eram destul de mic, nu știu, la liceu sau... Și în perioada respectivă mama lucra la o bancă din Târgoviște care sponsoriza festivalul. Și sponsoriza cu bani și un capital uman. Adică erau câteva persoane din bancă care ajutau la organizare. Mama era la secretariat la festival. Și era foarte impresionată de Tudor Gheorghe și de regretatul Dorin Teodorescu, tenorul operetei. Și probabil că acolo am colțit în mintea ei ideea că dacă imediat când a aflat, i-am spus că la ora de religie, unde părintele m-a pus să cânt mare marcat, nu avem foarte multe motive de bucurie sau de chestiuni pe care să-i le povestesc mamei de la școală care să o bucure. Și atunci am zis, uite, măcar acum, dacă am fost și remarcat pentru ceva, să-i spun. Și s-a bucurat și de acolo plecând, pentru că eu nu cântam acasă, eram foarte timid și foarte greu m-a convins să-i cânt ca să audă și ea, era curioasă. Dacă părintele avea dreptate. Și în felul ăsta, probabil că ea
asociat cu experiența de la Crizantema de Aur, unde i-a admirat și pe Tudor Gheorghe și pe Dorin Teodorescu, și probabil că s-a gândit în mintea ei de mamă că și băiatul ei poate într-o zi o să facă. Și atunci s-a zbătut foarte mult, a insistat, m-a luat de mână, m-a dus la școala de artă, a vorbit cu directorul de acolo, care era și directorul festivalului, directorul școlii de artă, și a spus, am și eu un băiat care cântă frumos și vreau să-l înscriu la școala de artă, vă rog să-i recomandați o profesoară. Tu nu prea credeai atunci. Nu avea nicio legătură. Nu avea nicio legătură. Nu, adică de asta spun că în parcursul meu nu mi-asum niciun merit, pentru că nu mi-atribuie niciun merit, pentru că eu nu mi-am dorit asta, adică n-a fost un drum pe care eu l-am parcurs din voință proprie, mi-am dorit să ajung, să devin asta, să... Pur și simplu m-am trezit aici. Te-ai lăsat purtat ceea ce a văzut mama? Am fost la școala de artă unde m-am dus cu așa aproape împotriva voinței mele. Norocul a fost, sau întâmplarea, între ghilimele, pentru că nu e nimic întâmplător, ca eu să întâlnesc acolo niște oameni, niște prieteni astăzi, care sunt în continuare foarte buni prieteni, lângă care m-am simțit foarte bine, de s-a creat acolo un anturaj frumos. Întâmplător sau nu, unii dintre ei erau la seminar sau la teologie, care participau la cursurile școlii de artă, și am format un cor împreună cu care mergeam cu Colindu. Mi-a plăcut chestia asta și ei erau faini așa ca oameni și mă simțeam bine cu ei. Și asta m-a ținut acolo, pentru că dacă nu aveam... Tot grupul, tot comunitatea. Da. Uh-huh. Dacă nu aveam pe cineva care să mă, cu care să-mi placă să petrec timp, aș fi renunțat. Bun, care a fost primul eveniment care te-a pus pe gânduri, public vorbind, legat de calitățile tale și capacitățile? Păi am mers așa în virtutea inerției până în 2002, când împreună cu un prieten tot din Târgoviște, Adrian Mocanu, la insistențele lui am înregistrat un cântec și l-am depus pentru preselecția festivalului Mamaia. Și inițial am vrut să cântăm amândoi și el are voce superbă. Eram în momentul ăla amândoi, cântam în corul Madrigal din București. Maestru Marin Constantin, pe care l-am prins, Dumnezeu să-l odihnească. O personalitate colosală. Și noi, după repetițiile de la Madrigal, rămâneam în conservator să facem repetiții pentru cântecul ăsta. Ne împărțeam noi care cântă, unde cântă și așa mai departe. Și ne-am dat noi seama la un moment dat că nu prea merge să mergem amândoi să cântăm, pentru că el era foarte mic de statură, eram înalt și eram un pic, eram un cuplu din ăsta, un pic mai mult comic decât melodia era destul de așa, serioasă. Și atunci am stabilit amândoi să cânt numai eu, el oricum era compozitorul piesei, pentru că el a compus-o. Și așa am făcut. Ce melodie era? O găsim mai știu? Vreau să numește. Nu prea se mai găsește melodia. Da, este... Cum era? A avut și un clip. Era ceva de genul... Vreau să te privesc, să-ți spun cât de mult te iubesc. Vreau să știi că te port cu mine în gând. Vreau să spun un cuvânt. Te port cu mine în gând, aștept clipa când... Da, bucata asta de refren am făcut-o eu, țin minte, adică eu am scris versurile. Da, și spre surprinderea noastră am fost selectați pentru preselecție. A fost o chestiune foarte hazlie care s-a întâmplat atunci, pentru că am depus un CD cu înregistrarea, pe care am fost sunat să vin pentru preselecția live. Adică noi trebuia să cântăm în fața unui juriu. Tu te așteptai? El nu mă așteptam, nu. El spera, poate prietenul tău. Da, sau... spera că el a și inițiat treaba asta, el a fost cu ideea. Nu, eu foarte greu am crezut în drumul ăsta. Adică nu eram conștient de nici de ceva calități pe care le-aș fi putut avea, nici nu doream neapărat. Adică era o chestiune... Atunci era mai greu accesibilă televiziunea sau... Acum mai ușor ajungi la televiziune, dar mi se părea o altă lume. Adică nici nu înțelegeam cum aș putea să ajung acolo. E clar că un om al pământului ține de spațiu acela care e... Și am depus asta, m-au sunat că ne cheamă pentru preselecție într-o dată acutare și să zicem că ar fi fost undeva miercuri și astăzi ar fi fost ceva vineri. Și am zis, bun, mergem la București, dar eu pur și simplu
am uitat că trebuie să mă duc acolo, sau am uitat ce presupune asta. Și un prieten de-al meu și-mi cumpărase o mașină de tuns. Și ne-am ras în cap toți. Vineri, da. Și în timp ce ăsta mă tundea pe mine, când a ajuns pe la jumătatea capului așa, mi-am dat seama că eu peste 4 zile trebuie să plec la București la preselecție, da. Și-am dat preselecția, a ras în cap, da. Super. Să uita maestru Moculescu, parcă îl văd, că era în juriu. Se uita peste ochelari așa la mine. Ce cu omul ăsta? Și pozele din catalogul festivalului sunt fără păr. După aceea, până la festival, mi-a crescut, că m-au acceptat în preselecție și nu. Uite, sunt oameni care se îndârjesc ca să ajungă, să devină și ajung și cu ce costuri? N-ai avut, cum să, te-ai lăsat purtat de val. Și nu știu, așa ești, a fost. Ești un destin împlinit, așa cum ești în percepția publică și simt că și din interiorul tău ești mulțumit sau greșesc? Da, mulțumirea sau nu sunt mulțumit, dar am, să zicem, din când în când oarecare liniște. Dar nu vine neapărat din profesie sau faptul că am reușit până într-un anumit punct sau... Să știți că profesia e o chestiune departe de a fi constantă și... Valuri, valuri. Da, adică valuri. Cred că în orice profesie, numai cea de artist, există urcușuri și coborâșuri, dar... Și atunci, fundamentul tău intern, din ce se constituie? Dincolo de valurile astea. Liniștea sau partea de liniște pe care reușesc din când în când să o trăiesc vine din această conștiință că tot ce am este un dar al lui Dumnezeu și mă și responsabilizează, adică m-a pus într-o oarecare ordine. Nici prea multă zbatere din asta, trebuie să fac asta neapărat și câteodată nu-ți ies lucrurile. Ai văzut că sunt situații în care te zbați foarte mult pentru ceva, ai tu, să zicem, senzația că dacă faci asta, e ceea ce trebuie să faci. Și te apuci și pui la punct tot ce ține de tine, faci tot ce trebuie și nu se întâmplă, nu iese, nu se leagă, cum se spune. Și atunci te superi, te mâhnești. Bă, cum am muncit atâta și am făcut atâtea lucruri, uite și nu. Când nu se întâmplă asta, înseamnă n-a vrut Dumnezeu. Eu întotdeauna am liniștea asta. Dar nu se întâmplă ceva, înseamnă că n-a fost să fie. Și probabil că e ceva mai bun după aceea. Și de cele mai multe ori mereu dacă am analizat cu atenție un parcurs de la A la Z, mi-am dat seama că dacă atunci când am ajuns la capăt n-am reușit ce îmi doream, și a mai trecut un timp și după aceea s-au mai întâmplat niște lucruri, mi-am dat seama că așa trebuie să fie ca să ajung în alt punct. Întotdeauna. Da. Deci am această liniște, că orice se întâmplă, se întâmplă cu un scop. Se întâmplă frumos. Ce mă liniștește. Vlad Mirița, mulțumesc tare mult și trebuie să-i mulțumesc și Ligii Necula. Și ea a contribuit la această emisiune. Și eu vreau să vă mulțumesc foarte mult în spațiul ăsta media, pentru că ați văzut că pe parcursul emisiunii am tot înfierat media. Nu e și cazul vostru, pentru că este unul dintre foarte puținele locuri în care ai libertatea și ți se oferă timpul să vorbești liber. Da. Întotdeauna la emisiunile la care sunt invitați și suntem invitați cu toții, suntem contra timp și tot timpul vrem să ducem o idee la capăt și suntem opriți, se dă cuvântul altcuiva și e o problemă. Îți mulțumesc. Mă duc la pian și să vedem din două minori, nu? Ce iese. Da. Da. Am zis că și facem acest final frumos, pentru că, cu surprindere, am constatat că o gazdă TV, iată, este și un muzician foarte bun. Tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Uomo abbraccia una ragazza dopo chi aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia.
tanto, tanto bene sai. È una catena ormai che scioglie il sangue di te bene sai.